Haideți, prima dată și prima dată, seara, o deschidem cu o surpriză. Îl vedem aici pe cel care are foarte mult succes pe cea mai populară rețea în zona tinerilor, e clar numărul 1 și la nivel global are cele mai multe accesări, TikTok-ul. Are și el milioane de vizualizări, e foarte cunoscut acolo și vine să-l întâlniți aici la Târgul de Crăciun. Nu vine singur, vine cu chitara. Așa, pe braț să ne cânte câteva piese în premieră. Este student și iubește muzica. Să-l vedem pe TikTok, dar zic să-l vedem live aici, pe scena de la Târgul de Crăciun. Hai să ne încălzim și palmele și vă invit lângă scenă. Urca! Să-l vedem și să-l aplaudăm pe Dănuț Drăgan! Bine ai venit, dragul nostru! Tânăr, frumos și talentat. Să ai succes! Bună seara, mulțumesc de invitație, mă bucur foarte mult să fiu aici și mulțumesc. Și în continuare vreau să vă bucur cu următoarele piese pe care le-am pregătit special pentru momentul meu din această seară. Și ca să ne mai încălzim puțin, haideți să cântăm următoarea piesă împreună. Piesă este pentru toți îndrăgostiți din această seară. Sper să vă placă. Mm-hmm.
orice fată îndrăgostire și nu vrut. Cred că te-am auzit la radio, nu știu, n-am prins de la început. Acum te aud în orice cântec îndrăgostire și nu vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată de dragoste adevărată. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și cald odată de dragoste adevărată. Tu nu m-ai anunțat că vin. Nu știam cu o inimă de gheață că a mea se va topi. Și acum ea bate mult prea tare. Mi s-a întâmplat și n-am știut. De la o simplă întâlnire îndrăgostit deși n-am vrut. Nu știu ce mi-ai făcut, că mi-a plăcut și m-a durut. Mi-a fost și fric și urmează o piesă ale Justin Bieber, piesa de Crăciun, și sper să vă placă. I should be chilling with my folks, I know.
Mulțumesc mult! Voi încheia momentul meu din această seară cu piesa mea preferată, Obsesia lui Liviu Teodorescu, și dacă știți, care să cântăm împreună. Un an nou cât mai bun și Doamne ajută. Mulțumesc! Mulțumim din suflet și noi, Dănuț Drăgan, o premieră aici pe scena de la Târgul de Crăciun. Mulțumim din toată inima!